Fostul senator Ion Rușeț s-a înscris în partidul Mișcarea Populară. Independent politic de mai bine de 3 ani, Rușeț a ales să se alăture echipei conduse de foști colegi din Partidul Democrat Liberal Gorj. Începând cu data de astăzi, domnul Ion Rușeț a intrat în rândurile Partidului Mișcarea Populară, a semnat și adeziunea. Eu consider o achiziție destul de bună, pentru că domnul senator Ion Rușeț este o persoană destul de bine cunoscută în județul Gorj și destul de apreciată, activând an de-a rândul în afara de activitatea politică, după cum bine știți, în rândurile sindicatului, un sindicat destul de succes, după cum bine știți, sindicatul de la Ion Rușeț a declarat că la baza motivelor pentru care a ales PMP se numără candidatura lui Teodor Paleologu la alegerile prezidențiale. Că va veni vremea să mă implic. Cred că a venit momentul să mă implic în viața politică a acestui județ. A venit momentul să mă implic. Am analizat, am chibițat pe margine, dar fără rezultat. În momentul de față, cred că alături de președintele organizației județene, de echipa care este în jurul președintelui, avem capacitatea și avem posibilitatea să facem ceva pentru acest județ. Acestea au fost unele din motive, fără, mai sunt și altele, dar fără a le enumera pe o anumită hierarhizare. Rușeț va face parte din biroul permanent județean al Partidului Mișcarea Populară de la Gorj.